Lăudat să fie Domnul! Alături de cuvintele fratelui păstor care a adus cuvânt de bun venit tuturora, aș dori să spun pentru dumneavoastră toți și pentru cei doi miri astăzi, fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul, Domnul să vă binecuvânteze. Mai special și dedicat lor, avem în Scriptură un verset pe care înțeleptul Solomon l-a spus următoarele. În ziua fericirii, fii fericit! Și Domnul să vă binecuvânteze. Eclesiastru, capitolul 7, versul 4. Acum, pentru că suntem la casa Domnului și suntem ca în familie sau o familie a Domnului, cântă tinerii, mă gândesc cum mai cântă din când în când, suntem o familie unită, dă Doamne așa să fie. Invit și pe fratele Iosif Emeric să vină aici lângă cuscrii, m-am tot uitat, mă, dar n-are fata părinți, ce-i cu ei? Aștept și așteptăm toți, am înțeles că mama e cu activitățile care le are, dar măcar un loc liber este acolo lângă cei doi cuscri să stea împreună, așa, și acum putem să zicem, Doamne, fii lăudat! Amen. Vedem că au amândoi tați, o mamă știm că am înțeles că este jos, pregătește, din câte știu eu, sarmale foarte bune, dar lăsăm sarmalele, vă plac! Ne reîntoarcem la cuvântul Evangheliei pentru că, vedeți dumneavoastră, multe familii se întemeiază astăzi, multe familii spun că se iubesc și sunt așa de potriviți până se căsătoresc și apoi apar neînțelegerile, apar problemele și dorim ca în Biserica Domnului să nu fie probleme în familii. Dorim ca în Biserica Domnului familiile să se bucure de pace. Și cel ce de pace ai Dumnezeu. De aceea, dacă în ziua aceasta a Domnului, acești doi tineri au venit la casa Domnului, dorim ca Dumnezeu să-i binecuvânteze din cer pe ei și familia care se întemeiază astăzi, toate zilele vieții lor să se bucure de binecuvântarea Domnului, dar nu uitați, tot în Scriptură stă scris, că tinerii, familia, vor avea și necazuri. Și și necazuri veți avea nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu să vă întărească. În toate să stați lângă El. Spune aici cuvântul Domnului în Genesa, atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, că a trecut prin fața omului atâtea viețuitoare de pe fața pământului și pentru om nu s-a găsit nimic potrivit. Și a venit un somn adânc trimis de Dumnezeu peste Adam și a dormit foarte greu, foarte adânc, încât Domnul a avut timp să scoată o coastă din Adam, din coastele care le avea, să închidă la loc această primă operație care a avut loc pe pământ, a luat coasta, a modelat-o, a făcut din ea pe femeie și când a deschis și Adam ochii, când a deschis și Eva ochii, Dumnezeu a dus-o, spune Scriptura, că din coastă Dumnezeu a făcut-o pe femeie și a adus-o la om, a adus-o la Adam, o a adus-o la Adam, așa, și când s-a uitat Adam, a văzut pe prima femeie și el spune, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, în sfârșit, aceasta este a mea. Dacă celelalte viețuitoare, niciuna nu se potrivea, dar asta se potrivește pentru mine. Și să ții minte, frate Mire, că aceasta e a ta și numai pentru tine și casa ta, Dumnezeu să vă binecuvânteze. După ce Dumnezeu a făcut pe Adam și pe Eva și după ce stă scris în Scriptură că de aceea omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup, înțelegem că există o deslipire de părinți și o alipire de soție și soția față de soț, Dumnezeu a luat pe Adam și pe Eva și spune Scriptura că i-a așezat într-o grădină. Grădina se numea Eden și în versetul 15 scrie, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului. De ce l-a așezat? Să o lucreze și să o păzească. Două lucruri pe care Domnul i-a dat acestei familii în grădina Edenului, să muncească. Nu știu ce, nu mă întrebați, Scriptura cel puțin eu n-am înțeles deocamdată ce să lucreze acolo. Dar trebuia să lucreze. Și în vremea aceasta, fiecare dintre dumneavoastră, familiști, suntem chemați să lucrăm pentru familie. Și de muncă nu vorbim, că atâta muncim și se muncește,
că joi seara, marți seara, întrebăm pe frați slujitori câți mai vin la adunare, că restul toți pe ogoare și muncesc sau la serviciile lor. Se muncește mult, într-adevăr. Zic ca Domnul să binecuvânteze mâinile harnice. Și nu ne aprim asupra acestui aspect că cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Și fac o paranteză, soră Mireasă. În vremea aceasta am întâlnit multe fete care după căsătorie au socotit că e de cuvință să lucre mirele, soțul pentru ele, și ele și-au găsit timp numai pe internet și pe computer. Și dacă venea soțul acasă, mâncare, că era, că nu era, important ea să stea acolo, să se joace sau să facă ceva. Ține minte, și tu ești chemată, ca și Eva, să lucreze în grădină. Domnul să vă binecuvânteze în grădina casei voastre. Trecem de aici, de la muncă, trecem la alt aspect pe care Scriptura spune și să o păzească. Dacă avem ceva deficitar în vremea aceasta, familiile, este că nu mai păzim ceea ce Dumnezeu ne-a dat, locul unde ne-a așezat, micul nostru Eden, mica noastră grădină. Și Adam și Eva au avut aceeași poruncă, păziți, lucrați și păziți. Știți cât de bine a păzit Eva, nici n-are rost să vorbim despre lucrul acesta, despre Eva, vorbim despre noi. Cât de bine păzim noi, familia noastră, soțul cât de bine păzește familia, soția cât de bine păzește familia, părinții cât de bine păzesc copiii, păstorii cât de bine păzesc biserica, familia cea mare a lui Dumnezeu. Observăm că de la început Dumnezeu i-a spus lui Adam și Eva aceste lucruri. Poruncă, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Aceasta a fost porunca. Fiecare dintre noi avem poruncă să păzim familia noastră și sunt lucruri de care nu avem voie să ne atingem. Nu intrăm în domeniul acesta, ci doar în câteva cuvinte în Scriptură. Haideți să vedem de ce să păzim familia. Că dacă într-o vreme ca aceasta se constată că în familie a intrat neînțelegerile între soț și soție, a intrat neînțelegerile între copii și părinți, este pentru că undeva nu s-a vegheat. Și acolo unde nu se veghează, există tulburare, neînțelegere în familie, există dezordine în familie. Și acolo unde sunt mai multe familii dezordonate, putem spune, dacă vreți, este o biserică dezordonată, nu a Domnului, a noastră dezordonată. Și că pentru că dorim ca familiile să fie familii sănătoase și familia care se întemeiază astăzi să fie o familie sănătoasă, noi trebuie să știm de ce să ne păzim. Pentru că aici spune cuvântul Domnului, muncește Adame și Eva, muncește, dar grădina asta trebuie păzită, pentru că este un vrășmaș care vrea să aducă dezbinare, despărțire, tulburare, neînțelegere, care vrea să aducă vrășmășie, care vrea să aducă, dacă vreți, cum spune Scriptura, divorț. Și Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie și trebuie să ținem minte lucrul acesta. Dar cel ce este împotriva planurilor lui Dumnezeu este diavolul, care de la început a încercat să se infiltreze în viața acestor doi în grădina Edenului și pentru că n-au fost veghiatori și nu au păzit cum trebuie să păzească, iată în ce situație au ajuns omenirea și unde suntem noi astăzi. Fie ca în vremea aceasta fiecare familist să se cerceteze unde nu a păzit și să se mai remedieze de ce se poate remedia. Pentru voi doi, stimați miri, începând de astăzi, păziți bine grădina și locul unde Dumnezeu v-a așezat, casa voastră. Domnul să vă binecuvânteze. Dacă nu o să vă spun Flaviu și Marieta, să nu vă supărați, este singura zi în viață în care pot să vă spun mire și mireasă și prefer să vă spun așa. Și vă recomand și celorlalți tineri, când dați mâna cu ei, spune mire și mireasă, e singura zi când poți să spui așa ceva. Și să nu uitați un lucru, când au venit la mine fratenelul, am zis alături de cuvintele care vi le-a spus păstorul vostru, vă mai spun ceva, în ziua anunții să țineți minte, nu știu dacă mai țineți minte ce v-am zis, orice s-ar întâmpla în jurul vostru, să nu vă stricați ziua supărându-vă sau necăjindu-vă, fiți fericiți, având în vedere că de astăzi încolo va trebui să păziți, în primul rând, cuvântul Domnului. Atâta vreme cât Domnul va fi în familia voastră și cuvântul Domnului va fi în inimile voastre, Dumnezeu este acela care împreună cu voi veghează. Fiți dar împreună lucrători cu Dumnezeu, Domnul să vă ajute. Haideți să vedem de ce trebuie păzită familia și de cine trebuie păzită familia într-o vreme ca aceasta.
pentru că prea multe tragedii se întâmplă în familie. Citim în Cartea Domnului, în Evanghelia după Matei, la capitolul 10, spune Domnul Iisus Hristos, când era pe pământ, versetul 17, următoarele: păziți-vă de oameni. În spatele tuturor atacurilor împotriva familiei, diavolul se folosește de toate metodele care le poate găsi. Câteva dintre ele amintite scurt: păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. De ce? Din pricina credinței, din pricina mărturiei Domnului Iisus Hristos, din pricina nădejdii care o purtăm în inimă. Și când vorbim despre a ne păzi de oameni, vedeți dumneavoastră, Scriptura ne vorbește cum sunt oamenii. Trăim și noi în societate, în mijlocul oamenilor, și găsim scris în Cartea Domnului, în Ieremia, spune Domnul următoarele cuvinte: cum sunt oamenii, de aceea trebuie să ne păzim. Ieremia, capitolul 5, versetul 26, căci în poporul meu sunt oameni răi. Atenție, frate Mire și soră Mireasă, familia voastră, păziți-vă de oameni, pentru că până și în popor sunt oameni răi, păziți-vă de ei. Citeți mai departe: ei, oamenii aceștia răi, pândesc ca păsărarul care întinde lațuri, întinde curse și prind oameni. Ce fac oamenii răi? Întind curse, pun capcane ca să prindă oamenii. Cum se umple o colivie de păsări, așa se umple casele lor prin vicleșug. Așa ajung ei puternici și bogați. Păziți-vă să nu ajungeți robilor. Păziți-vă de oameni. Dacă este cineva prin care diavolul vrea să lovească în familia voastră, sunt oamenii. Păziți-vă de oamenii răi. Repet, de oamenii răi. Aduceți-vă aminte, nu mai citesc. În Scriptură stă scris în Cartea Judecătorilor, capitolul 17, că în muntele Efraim era un om pe nume Mica. Omul acesta într-o zi se întâlnește cu un bărbat care făcea parte din seminția lui Iuda, era preot și levit. Plecase din Betleem să-și găsească un loc unde să-și așeze. Și Mica îi spune următoarele cuvinte: nu vrei să rămâi în casa mea, să fii tată și preot în familia mea? Ba da! Și omul acesta, levitul acesta, preotul acesta din seminția lui Iuda, a rămas în casa lui Mica ca tată și ca preot. Și acolo a rânduit el uneltele sau sculele necesare pentru slujire. Și a rămas în casa lui Mica. În capitolul 18 spune că din seminția lui Dan, 600 de oameni, de care trebuie să ne păzim, s-au înarmat să plece la război. Au trecut prin muntele lui Efraim și s-au oprit în dreptul casei lui Mica și 5 oameni au coborât, au intrat în casa lui Mica și vă rog, luați aminte ce s-a întâmplat. L-au luat pe preot de acolo și Mica a rămas fără tată și fără preot. Tatăl este Dumnezeu care este în ceruri. Preotul este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care se trage din seminția lui Iuda. Oamenii, atenție, vor să vă despartă de Dumnezeu. Oamenii răi vor să vă despartă de Domnul Iisus Hristos. Să rămâneți și fără tată și fără preot în casa voastră. Păziți-vă de oameni răi. Dumnezeu să vă ajute și pe noi toți. Citim în Cartea Domnului un alt cuvânt în care Scriptura ne învață să ne păzim. Un cuvânt mai delicat, mai greu, tot în Cartea Domnului, Ieremia. Spune cuvântul Domnului la capitolul 9, următoarele cuvinte, versetul 4, despre ce să ne mai păzim. Fiecare să se păzească de prietenul lui și să nu se încreadă niciunul din frații săi, căci orice frate caută să înșele și orice prieten umblă cu bârfeli. Surprinzător! Într-o lume în care toată omenirea dorește să comunice cât mai mult, să aibă cât mai mulți prieteni, fie prin internet, fie prin cale naturală. Oamenii caută să comunice, să comunice. Domnul ne iasă în față prin Scriptură și spune: fiecare să se păzească. Și voi păziți-vă familia voastră, casa voastră. Eva cu Adam, știți cât de bine au păzit. Hai să fim noi ascultători de Domnul și să ne păzim familiile. Și voi să vă păziți familia. În primul rând, de oamenii răi. A doilea, ne păzim de prieteni și de frați. Cum așa? Spune aici cuvântul Domnului astfel și recitesc: prietenul să nu se încreadă niciunul din frați, căci orice frate caută să înșele și prietenul umblă cu bârfeli. Marea tragedie a vremurilor noastre este căci copiii, tinerii,
În loc să se apropie mult de părinți, se apropie unul de celălalt și își destăinuie secretele, intimitățile, problemele intime altuia în loc părinților. În familie apar noi prieteni și în loc problemele intime să le discute soțul între soție, încep să le comunice cu prietenii. Și la un moment dat se aude, dar știi ce face femeia lucutare, dar știi ce face soțul lucutare. Și începe bârfa, începe clevetirea de la prieteni. Pentru că cel care cunoaște taina familiei voastre sunt prietenii la care v-ați deschis inima. De aceea un proverb zice, prietenul de azi, dușmanul de mâine, care îți va povesti familia în toată zona. Când Domnul a spus, păziți-vă de prieteni, a spus-o foarte bine. Citesc ce spune cuvântul Domnului într-o vreme ca aceasta, pentru a avea pace în familie, în Iov, capitolul 22, spune cuvântul Domnului următoarele. Versetul 21. Oamenii simt nevoia de prietenie. Pentru această tânără familie, cât și pentru noi toți de aici, avem și noi nevoie de o prietenie. Și citesc. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Frate Mire și soră Mireasă, vreți prieteni? Prima dată împrieteniți-vă cu Dumnezeu. Prietenia cu Dumnezeu în casa voastră aduce pace. Dumnezeu să vă dăruiască. Și la fel și dumneavoastră. Citeți mai departe. Nu numai pace înseamnă prietenia cu Dumnezeu. Cu prietenii mai ajungi la neînțelegeri și când ceva nu-i faci pe plac, imediat te povestește, imediat te urăște, imediat te disprețuiește, imediat te privește de sus. Dar Dumnezeu nu este ca omul. Citesc, te vei bucura astfel iarăși de, zice stare, de fericire. Prietenia cu Dumnezeu în familiile noastre aduce pace și aduce fericire. Doamne, dă-le-o și lor. Și Doamne, dă-ne-o și nouă. Și într-o vreme ca aceasta, hai să facem o selectare, să dăm la o parte eu aceasta, să nu mai fiu prieten cu nimeni. Prima dată să fiu prieten cu Dumnezeu, că El dă pace familiei mele și El dă fericire familiei mele. Prietenul nu-ți dă fericire. Când ești bolnav, zici, Doamne, vindecă-mă. Trimiți bilet, vin frații, te unc un de lemn și Domnul este cel care vindecă. Cine? Prietenul. Numele Lui să fie binecuvântat. Și atunci cântăm frumos cântarea. Și poți să cânte și ei cântarea, prieten bun, prieten bun, Iisus fi binecuvântat, prieten bun, lăudat să fie Domn. Apoi, Dumnezeu nu interzice relațiile de prietenie. Aici ne trage un semnal de alarmă, atenție, și recitesc, să se păzească fiecare de prietenul lui. Ce prieteni avem? Citesc în cartea Domnului, ce prieteni putem avea? Primul este Dumnezeu. După ce suntem în bună prietenie cu Dumnezeu, ne putem face prieteni și în societate și în biserică. Și citesc să vedem cu cine să ne împrietenim. Tânăra familie, care de data aceasta se desprinde din casa părintească, cu cine se poate împrieteni? Unu, cu Dumnezeu și, citesc în versetul 63 din Psalmul 119, sunt prieten cu toți cei ce se tem de tine. Cu cine ne putem împrieteni? Cu oamenii care se tem de Domnul. Cu cine vă puteți voi împrieteni de astăzi încolo? Cu oamenii care se tem de Domnul. Oamenii care se tem de Domnul nu bârfesc. Oamenii care se tem de Domnul nu bajocoresc. Oamenii care se tem de Domnul nu te vorbesc de rău. Și aceea, când ești la necaz, când ești în strâmtorare, se roagă împreună cu tine. Astfel de prieteni ne dă voie Domnul să avem. Să ne împrietenim, dar, sau împrieteniți-vă, stimată, pe pereche cu aceia care se tem de Domnul. Mai departe, citesc, împrietenește-te cu cei ce păzesc poruncile tale. Da, avem dreptul să ne împrietenim. Și atunci, din start, versetul acesta ne învață. Păi stai puțin, eu nu mă pot împrieteni cu lumea, că lumea nu păzește nici porunca Domnului și lumea aceasta nici nu se teme de Domnul. Mă împrietenesc cu cei ce se tem de Domnul și păzesc poruncile Lui. Căci prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu, dar prietenia cu cei ce se tem de Domnul este benefică, aducând ajutor în vreme de nevoie. Numele Domnului să fie lăudat! Haideți dar în vremea aceasta
să ne prietenim cu Domnul și cu cei ce se tem de El și păzesc poruncile Lui. Și asupra acestui cuvânt mai citesc în Psalmul 16, versetul 3, ce spune Scriptura. Privind apoi în jurul nostru, cum privești și ei astăzi, spune astfel Biblia, sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea și cu ei ne putem însoți. Doamne, ajută-ne! Ce putem să spunem? Repet ce am spus la început. Păziți-vă familia. Păziți-vă familia de oameni răi. Păziți-vă familia de prieteni. Apoi aici spune cuvântul Domnului că să ne păzim familia chiar și de frați. E surprinzător. Frați, păi da, suntem două familii numeroase. Nu știu exact numărul fiecărui familii, dar am înțeles că de la 10 în sus. Ei, cum să ne păzim unii de alții? Sunt atâtea familii care sunt numeroase. Dați-mi voie să vă spun prima dată din ce am întâlnit în viață și apoi să vedem ce spune Scriptura. În viață am întâlnit frați, unii mai puțin bogați, alții mai bogați. Și când se întâlneau, mă uitam la ei cum cu câtă dragoste vorbeau, se respectau și se lingușeau. Doar va fi ajutat unul de celălalt. După ce se despărțeau, începea unul să-l vorbească de rău pe celălalt. Mi-aduc aminte la o căsătorie, am stat de vorbă cu un frate și spuneam, frate, mă bucur, cred că vă bucurați astăzi când vă vedeți toți copiii la această căsătorie și mai aveți unul sau doi și zice, da, frate, pe o parte mă bucur, dar pe alta mă întristez. De ce vă întristați? Pentru că nu se înțeleg ca frați. Și atunci, când citim în cartea Domnului, așa cum am citit în versetul 4, să nu se încreadă niciunul din frații săi, aduceți-vă aminte că tot Ieremia mai scrie următoarele în Ieremia 12 cu versetul 6, căci chiar frații tăi și casa tatălui tău te vând, ei își strigă în gura mare după tine, nu-i crede când îți vor spune vorbe prietenoase. Vezi, zice, frate, ce ne înveți? Numai ce stă scris în Scriptură. N-am venit să vă spun ca bărbatul să fie supus miresei, cum este Hristos supus bisericii, cum au spus-o alții aici. Și nimeni n-a zis nu, încă s-a zis amin. N-am venit să vă spun așa ceva. Am venit să vă spun că într-o vreme ca aceasta, atenție la frați. Aduceți-vă aminte de Iosif. Erau și ei o mulțime de frați. Și când s-a dus și el cu inimă plină de dragoste la frații lui să le ducă de mâncare, ce au zis frații lui? Uite-l mă, făuritorul de vise, hai să ne scăpăm de el, ei, frații lui, frații lui, frații tăi, da, frații tăi. Aduceți-vă aminte mai departe că din cauza fraților săi a fost aruncat în groapă, a fost vândut, a ajuns în temnițe, pentru că a fost scos din familie, frații, luați aminte fraților, ce purtăm noi în inima noastră, știți dumneavoastră? Că una din poruncile care trebuie păzite a lui Dumnezeu și cu care ne împrietenim cu oamenii care păzesc poruncile Domnului este să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Este porunca nouă care a dat-o Domnul. E vremea frații între frați să se iubească, surorile între surori să se iubească. Vorbesc la cei de natură biologică, din aceeași familie. La fel și în cadrul bisericii, surorile între surori, frați între frați. Să vă manifestați dragostea și iubirea, nu ca frații lui Iosif. Hai să-l vindem, să ne scăpăm de el. Apoi, aduceți-vă aminte de David. Și erau câțiva frați bunișori, vreo 7-8 frați la casa tatălui său. Și s-a dus și David, o asculta și el de taică-su, s-a dus și el tot cu mâncare la frații lui și la căpetenii și a avut caș acolo și a avut de alegurii și tu ce cauți aici, ați cunosc eu răutatea, cui ai lăsat puținele noastre oișoare, l-a luat fratele lui cel mai mare. O, dragii mei, vedeți dumneavoastră când Biblia spune să ne păzim de frați, nu degeaba, apostolul Pavel vine și spune că adesea ori era printre frații mincinoși. Mi-aș dori și îmi place să cred că aici suntem toți oameni care păzim legea și porunca Domnului și ne iubim ca frați. Și această tânără pereche au frați biologici și frați în Hristos care iubesc pe Domnul, cu care pot merge împreună pe același drum. Se pot merge doi oameni împreună? Dacă se învoiesc, da.
Iată, învoiți, pornesc pe un drum. Dar la fel să fie și fraților și surorile lor. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aduceți-vă aminte de cel mai mare frate, Domnul Iisus Hristos. Luați-l în familia voastră. Luați-l în familiile dumneavoastră. Și apoi și cu ceilalți, în relațiile dumneavoastră. Prietenie între frați, prietenie între surori, dar prietenie cu cei ce se tem de Domnul și păzesc poruncile Lui. Dumnezeu să ne ajute să ne păzim familia. Multe familii s-au destrămat datorită prieteniilor. Multe familii s-au destrămat și au ajuns la neînțelegeri datorită faptului că a intrat altcineva în familie. Să ne păzească Domnul, dar să ne păzim și noi. Porunca lui Adam și Eva i-a fost dată de Dumnezeu, lucrează și păzește. Porunca pentru noi este să lucrăm și să păzim familia. Pentru ei la fel, să lucreze, să muncească împreună și să păzească împreună. Dumnezeu să-i ajute. Amin. Citim în Cartea Domnului, în Evanghelia după Marcu, Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu ucenicii și învăța următoarele lucruri, cuvinte și acestea cunoscute de dumneavoastră. În capitolul 10, el spune... În capitolul 12, el spune în versetul 38, păziți-vă, păziți-vă de cărturarii cărora le place să umble în haine lungi și să le facă lumea plecăciun prin piețe. Și pentru ei și pentru noi, păziți-vă familia și de cărturari. Ei umblă în haine lungi și așteaptă plecăciunile oamenilor. Așteaptă să te închini în fața lor, așteaptă, o, fratele, o, sora, plecăciune și așteaptă. Sunt printre noi, pe aici, și așteaptă plecăciuni. Mai departe, spune Scriptura, ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi, cărturarii ăștia, ăștia știu atâta de bine Biblia, aio, cu ei nu te pot spune. Dar ei sunt aceia despre care Domnul spune, păziți-vă de ei. Ei își doresc să scoată în evidență persoana lor și așteaptă plecăciune de la tine. Țineți minte, plecăciune se cade să-i se aducă numai Domnului Dumnezeu care ne-a creat, numele Lui să fie binecuvântat. Nu vă plecați închinați în fața oamenilor. Cărturarea asta așteaptă. Cărturarea asta așteaptă să te închini înaintea lor, să te pleci înaintea lor. Ei vor locurile din tâi aici în sinagogă și la masă. La ospețe, nu se mulțumesc să stea între meseni, ei vor lângă voi, cât mai aproape de voi, cât mai în locurile din tâi. Acestea scărturarii despre care spune Scriptura, Domnul, păziți-vă de ei. Casele văduvelor le mănâncă și fac rugăciuni de ochii lumii. Să vă păzească Domnul sau să vă păziți și voi de cărturari. Aduceți-vă aminte, într-o vreme în care Domnul Iisus Hristos era condamnat la moarte, spune Scriptura că preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii poporului își băteau joc de el. De aceea Domnul Iisus a zis, păziți-vă de cărturari, că cei fac parte din aceea categorie de oameni care știu să bajocorească, care știu să vorbească de rău, care știu să distrugă, păziți-vă familiile de astfel de cărturari. În Cartea Domnului mai găsim scris un alt lucru, să ne păzim familiile. Și bine ar fi să luăm aminte, să ne păzim familiile. Spune cuvântul Domnului, capitolul 7, versetul 15. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Biserica Domnului, Biserica Penticostală, se bucură și în vremea aceasta, Biserica Domnului, se bucură și în vremea aceasta de darurile Duhului Sfânt. Între darurile Duhului Sfânt, Dumnezeu a rânduit și darul prorociei. De fapt, El este primul proroc, Dumnezeu. El a rostit prima prorocie și toate prorociile Lui se împlinesc cu da și amin. Numele Lui să fie binecuvântat. Dar diavolul caută să falsifice lucrarea Lui Dumnezeu ca să pătrundă în familie și să distrugă familia. Poate cei mai în vârstă sau slujitorii știu că au fost distruse familii pe seama prorociilor. Lasă-ți nevasta și ia-ți alta. Și aici Domnul spune, păziți-vă familia, păziți-vă de prorocii mincinoși. Citim în Cartea Domnului un exemplu, o situație foarte delicată în care cineva n-a fost atent asupra vieții sale și a pierit, a murit datorită faptului că s-a lăsat, să zic așa, amăgit de un proroc mincinos. Cartea 1 Împărați, capitolul 13, ne vorbește despre un om al lui Dumnezeu. Așa începe. Iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda,
S-a suit la Betel și a prorocit. Și după aceea a plecat de acolo. Acolo, în zona aceea, la Betelul acela, era un om, spune cuvântul Domnului, un proroc bătrân. Dumneavoastră faceți deja diferența, un om al lui Dumnezeu și un proroc bătrân. Copiii lui au spus, uite, a venit un om al lui Dumnezeu și uite ce a făcut acolo, în fața împăratului. A rămas cu mâna întinsă, s-a întâmplat niște semne acolo. Și unde-i? A plecat, că n-a vrut să mănânce, n-a vrut să stea cu împăratul. Și pe ce drum a luat-o? Puneți-mi șeaua pe măgar. A pus șeaua pe măgar și a plecat după prorocul, după omul lui Dumnezeu. Când se întâlnește cu el, îl întreabă, pentru că nu cunoștea nimic. Tu ești omul lui Dumnezeu care ai prorocit acolo. Da, eu sunt. Și vă rog, fiți cu luarea minte ce se întâmplă. Îi spune, vino acasă la mine. Și citesc cuvintele acestea. Versetul 15. Vino cu mine acasă să iei ceva, să mănânci. Nu l-o chema la rugăciune. Nu l-o chema la post. Nu l-o chema să aducă o jertfă înaintea Domnului. Hai să mănânci bine, nu vrei? Atenție la prorocii mincinoși, păziți-vă! Ei nu caută voia lui Dumnezeu, sfințirea. Ei caută Dumnezeu pântecului. Mai departe, spune aici cuvântul Domnului că omul lui Dumnezeu a zis, nu? Mie Domnul mi-a vorbit și citesc ce spune el. Versetul 17, mi s-a spus prin cuvântul Domnului să nu mănânci. Nouă, ni se spune prin cuvântul Domnului cum să ne trăim viața de familie. Rămâneți la ce este scris, Doamne ajută-ne! Dar știți ce a zis prorocul bătrân? Versetul 18, și el i-a zis, și eu sunt proroc ca tine. Și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis, adu-l acasă la tine ca să mănânce și să bea apă. Îl mințea. Vor veni și la voi în familie, stimați tineri, și vor zice, măi, dar și eu sunt membru la Efrata, și eu am intrat în apa botezului ca și voi, și eu am stat pe genunchi la stăruință. Dar auziți, vremurile de azi sunt grele. Mie un înger mi-a spus că în vremea aceasta Domnul ne-a dat înțelepciune. Și dacă părinții voștri au avut 10-12 copii, voi limitați-vă la 2, că e tare greu. Luați seama, o să vină în casele voastre. Sunt oameni care poate să recunoască că au venit astfel de oameni în familiile lor, fără ridicare de mână. N-am fost cu tine nici familia mea. Asta pot să spun. Aduceți-vă aminte, rămâneți la cuvântul Domnului. Credeți că părinții voștri, că au avut 10-12 copii, au fost fără înțelepciune, cum zic ăștia? Noi avem înțelepciune, dar ei cum au fost? Fără înțelepciune? Că sunteți în casa Domnului, 12-10 copii, au fost fără înțelepciune? Au fost binecuvântați de Domnul și s-au temut de cuvântul Domnului. Un înger din cer, zice Pavel, dacă ar veni să vă aducă o altă evanghelie ca aceasta, să nu-l, împotriva acesteia, să nu-l primiți. Și aici spune o prorocul ăsta bătrân, de-aia a zis Domnul Iisus, păziți-vă de prorocii mincinoși și în special familia, păziți-o de prorocii mincinoși. Aici spune, un înger din cer mi-a vorbit. Ce-i mai important, ce spune un înger sau ce spune cuvântul? Ziceți dumneavoastră. Ziceți voi, mire și mireasă. Ce e mai important? Ce zice îngerul sau ce zice cuvântul? Cuvântul. Rămâneți la cuvânt. Omul acesta al lui Dumnezeu, el a recunoscut cu gura lui și a spus așa, mi s-a spus prin cuvântul Domnului să nu mă opresc, să nu mănânc, să nu beau, să nu stau aici. Celălalt vine și zice, măi, mie mi-a vorbit un înger. De cine ascultați voi în viitor? De cei care vin să vă învețe tot felul de lucruri rele sau păcătoase, căutând să vă dezbine, să vă tragă în păcat și în mocirea păcatului, sau rămâneți la cuvânt? Să vă ajute Domnul să rămâneți la cuvânt. Știți soarta acestui om? A murit pentru că a călcat cuvântul lui Dumnezeu. De vreți să aveți binecuvântare în viață, binecuvântare în familie, ocrotirea lui Dumnezeu, păziți cuvântul și păziți-vă de prorocii mincinoși. Sunt și prorocii a Domnului în ziua de azi. Cunosc două familii în tinerețe, după ce s-au căsătorit, una într-o zonă, într-un județ, alta în județ. Peste ani s-au întâlnit și se cunosc foarte bine și o familie au mărturisit așa, între ei mărturiseau în discuțiile care le aveau.
Zice, când după ce m-am căsătorit, am avut un cuvânt din partea Domnului, printr-un vas de lucru, printr-un proroc. Și a zis așa Domnul, zice, câtă vreme veți sta lângă mine și veți păzi cuvântul meu, pâinea și apa din casă nu vor lipsi. Și au trecut zeci de ani de atunci și familia aceea recunoaște că prin toate necazurile care au trecut, pâinea și apa au avut-o asigurată de Domnul. Celălalt zice, măi, și eu am avut o lucrare. Ce lucrare ai avut? Zice, măi, după ce ne-am căsătorit, a început să vină un copil sau a doilea, și am avut printr-o persoană o lucrare, o prorocie, pentru că și astăzi sunt prorocii ai Domnului. Voi credeți în ei? Da sau nu? Așa. Zice, am avut o lucrare și a zis așa, câtă vreme vei sta lângă mine și vei păzi cuvântul meu, pâinea și mierea din casă nu o să vă lipsească. Și a zis, frate, zice, trebuie să recunosc, pâinea cea de toate zilele în casă și ne trebuie la fiecare zi. Dar sunt zeci de ani de la căsătorie, eu n-am stupi, dar miere ori de câte ori îmi cer miere, miere am în casă și nu că o cumpăr. Toți care trec pe la mine numai miere mă aduc. Asta înseamnă împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Ne păzim de prorocii mincinoși, dar cu iubire împlinim cuvântul și Domnul vorbește prin cuvânt sau prin darurile Duhului Sfânt. Doamne, vorbește-le și lor! Mă bucur că vreți să le vorbească Domnul. Vedeți dumneavoastră, bine ar fi și noi în continuare să ne păzim, să ne păzim. Și mai avem de ce să vă păzim. Vă păziți de oameni răi, mai țineți minte. Aveți emoții poate sau mai vreți să vă spuneți ceva, vă spuneți după. Păziți-vă de oameni răi, păziți-vă de prieteni, păziți-vă de frați. Împrieteniți-vă cu Dumnezeu și cei ce fac voia lui Dumnezeu să fie prietenii voștri, frați, surori sau familii. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Păziți-vă de cărturari, că ei sunt aceia care vă bajocoresc și mănâncă casele văduvelor. Și apoi, păziți-vă de prorocii mincinoși. Al șaselea punct, citim în Cartea Domnului, Luca, capitolul 12, versetul 15. Vedeți voi, vedeți și dumneavoastră și cei de la cor și cei din sală, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. E la modă. E la modă. Toată lumea vrea bani. Toată lumea vrea afaceri prospere. Toată lumea vrea conturi mari. Și îmi vezi zice, frate, dar nu se poate trăi fără bani. Frații mei, aici zice, vedeți și păziți-vă de orice lăcomie de bani. Citim în Cartea Domnului ce ne învață Apostolul Pavel, el îi scrie lui Timotei și spune astfel, versetul 10 din 1 Timotei, capitolul 6, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, păziți-vă! Nu iubiți banul, iubiți-l pe Domnul! Nu iubiți banul, iubiți Evanghelia Domnului! Nu iubiți banul, iubiți împărăția lui Dumnezeu, căci la urmă, tot ce este pe pământul acesta trece și noi vom pleca de aici, de fapt acolo unde este adevărata noastră casă. Până atunci ne mulțumim, cum a spus Apostolul Pavel, că avem ce mânca, ce îmbrăca și ne-a binecuvântat Domnul și cu o casă și cu o mașină pe alții și așa mai departe. Dar nu iubiți banii. Citeți ce se întâmplă, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Atunci începe cearta în familie. Ce ai făcut cu banii mei? Păi am cărat lemne o lună întreagă și acum tu mi-ai stricat într-o săptămână. Nu se poate. Dar mai dăm și mie niște bani. Fiți foarte atenți. O familie cu mai mulți copii, acolo unde am crescut, unde am trăit mai mult de jumătate din viață, într-o bună zi primește o înștiințare de la Domnul. Du-te în familia cu tare și du suma cu tare pentru că nu au cu ce să mănânce. Fratele era inginer pe vremea lui Ceaușescu. Doamne, dacă omul ăsta n-are bani, du-te în familie, se repetă înștiințarea prin Duhul Sfânt. Familia se îmbracă, se duce soțul și soția, intră în casă, era sora cu vreo 6-7 copilași, cu ochii roșii. Soră, zice, am venit la dumneatale. Zice, Domnul ne-a trimis să uite să-ți aducem o sumă de bani. A început să plângă, a mulțumit Domnului și a zis așa, n-avem bani de pâine. Dar de ce? Știi de ce n-avea de bani de pâine? Nu pentru că erau 6-7 copii în casă, pentru că soțul ținea banii la el și nu-i dădea bani de pâine la soție. Atât de mult iubea banii. Numai el, numai el, numai el. Fii înțelept.
Ființele nu iubi banii. Știi tu cum spun femeile în ziua de astăzi? Soții să lucreze, banii îi strângem, îi punem unde vrea soțul, numai portofelul să fie la mine în poșetă. Fii înțelept și într-o vreme ca aceasta, nu iubi banii, iubește-L pe Domnul și iubește-ți soția. Unii care au iubit banii s-au străpuns cu o mulțime de chinuri, spune Scriptura, au rătăcit de la credință. Versetul 9 zice, cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită, cad în laț și în multe pofte nesăbuite, păziți-vă de lăcomia de bani. Lăcomia de bani vă depărtează de credință. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat în cartea Vechiului Testament. Doi oameni, unul al lui Dumnezeu și unul care slujea lui, omului lui Dumnezeu. Într-o bună zi se prezintă o căpetenie a oștirii la omul lui Dumnezeu și îi spune că vrea să fie vindecat. Știi de cine e vorba? Spuneți voi. Naaman, Domnul să te binecuvânteze, ajutați-l acum. Și când pleacă, Naaman vrea să-i dea lui Elisei aur, argint, îmbrăcăminte. Refuză totul. Dar era acolo în casă la el unul cu inima lipită de bani. Cum îl chema? Tare, ziceți, Gehazi. Alerga după Naaman, îi cere, capătă doi saci îndesați cu argint, haine de schimb și le duce acasă. Iubea, era lacom de bani. Exemplu pentru noi. Într-o vreme în care toți, nu știu, zici că e o febră, cum era altădată febra după aur în America. Așa umblă oamenii astăzi după bani și aleargă. Și îl întreabă Elisei, unde ai fost? Niciunde, aici, robul tău a fost pe aici, pe acolo. Măi, dar n-a fost Duhul meu cu tine. Și știți ce spune atunci Elisei? Este vremea să strângem argint? Ziceți dumneavoastră, e vremea să strângem argint? Este vremea să strângem haine? Este vremea să cumpărăm boi și măgari? Nu uitați! Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă rugina, moliile și unde le fură hoții. Îmbogățiți-vă față de Dumnezeu și Domnul să ne ajute. Frate Mire și soră Mireasă, repet, păziți-vă de lăcomia de bani. Mai citim în cartea Domnului o altă pază, a șaptea, în cartea Domnului, și până găsesc acolo vreau doar să vă aduc aminte, aduceți-vă aminte și de Iuda. Ăsta făcea parte din comitetul Domnului Iisus, dar iubea tare mult banii. În Ioan spune capitolul 12 că el ținea punga și lua ce era în pungă ca un hoț. L-a vândut pe Domnul Iisus că iubea banii pentru 30 de arginți, dar și sfârșitul lui Gehazi și sfârșitul lui Iuda a fost tragic. Gehazi se îmbolnăvește de lepră și datorită legii lui Moise trebuia scos afară din societate, socotit ca un om mort. Iuda moare și el, pentru că lăcomia de bani sau iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și duce la moarte. Păziți-vă de ea! În Ioan, spune cuvântul Domnului, la 1 Ioan capitolul 5, versetul 21, copilașilor, păziți-vă de idoli. Nu știu dacă în vremea aceasta cineva se mai păzește de idoli, dar celor doi pot să le spun încă o dată ce a spus Ioan, bătrânul, copilașilor. Sunteți doi copii tineri, doi copii care începeți viața de căsnicie, țineți minte, familia voastră, păziți-o și de idoli. În Ezechiel capitolul 14, versetul 3 spune Domnul că poporul acesta își poartă idolii în inimă. Și doar în câteva gânduri și scurte aș vrea să spun câteva lucruri, frate Mire și soră Mireasă. Noi oamenii avem ocazia să vedem multe, să citim multe. Și fiecare bărbat, fiecare femeie își imaginează în tinerețea lui, eu vreau soțul meu să fie așa, vreau soția mea să fie așa. Și și-o imaginează el și se căsătorește. Ca și tine. Și după câteva zile începe nemulțumirea, mă, dar soția mea nu-i cum eu doream eu, ea nu-mi vorbește cuvintele care le vreau eu. Când vin de la serviciu, nu-mi ia să-mi poartă cum vreau eu. Ea nu mă așează scaunul să mă poftească la masă, eu așa o vroiam. Eu vroiam să-mi spună cuvinte de dragoste și porți în inimă un idol al tău și zici, mă, soția asta care am luat-o nu seamănă deloc cu aia care mi-am făcut-o eu în minte. Scoate idolul ăla afară din inimă.
Dumnezeu ți-a dat un ajutor potrivit, primește-l așa cum e. Ține minte, abandonează zâna aceea frumoasă din mintea ta și uită-te la ce ți-a dat Domnul, că aceasta este a ta. Soră mireasă, la fel, ți-ai visat un făt frumos care să-ți aducă luna de pe cer, soarele, care nu știu ce să-ți proșterne la picioare și să fie romantic și toată ziua cu ciocolăți și cu flori sau eu știu ce-ți dorești tu. E vremea să ți-l scoți din minte pe acel făt frumos, să te uiți la el și să-i spui, acesta e bărbatul care mi l-a rânduit Dumnezeu. Să privești spre el și să-l accepți așa cum este și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Iar acolo unde este nepotrivire, rețineți, se pune foarte mult accent pe nepotrivire și dacă nu se potrivește, se pot despărți. Știți ceva? Rugați-vă Domnului, el schimbă inima omului. El schimbă cugetul, gândirea omului și o face să gândiți la fel. Vă face să fiți una. Aici ați venit în casa Domnului să primiți binecuvântarea Domnului. Dacă vreți să fiți una, astăzi scoateți idolii aia care vi-ați format voi în inima voastră, scoateți-i afară și lăsați pe Domnul să vă dea el binecuvântarea lui, să fie în casa voastră, în inima voastră și păziți. Păziți-vă de oamenii răi, păziți-vă de prieteni, păziți-vă de frați, păziți-vă de cărturari, păziți-vă de idoli, păziți-vă de lăcomia de bani, păziți-vă de lucrurile acestea ca să puteți avea un cămin binecuvântat și fericit. Și soră mireasă, împreună cu soțul, păzind lucrurile acestea, Dumnezeu va vedea strădaniile voastre și va ști cum să reacționeze. Aceste lucruri față de a vă păzi familia, însă în cum vă comportați între voi între voi doi, un lucru spune omului Dumnezeu, femeia înțeleaptă își zidește casa, de azi încolo dă dovadă de înțelepciune. Dacă casa ta va fi zidită, înseamnă că ești o femeie înțeleaptă. Dar cealaltă femeie, femeia nebună, o dărâmă cu mâinile ei. În viitor noi vom privi la voi, la familia voastră și vom putea spune, este o fată, o femeie, o soție binecuvântată cu înțelepciune care zidește casa. Așa să-ți ajute Domnul. Nu fiți streșina care picură într-una. Sunt multe femei care picură într-una ca o streșină, spune la proverbe. Și atunci soțul ce să mai facă, surorilor? Știți ce face soțul? Își ia umbrela și se trage într-un colț. Dacă tot picuri într-una, picură, dar nu la mine în cap. Și nu mai comunică. Se retrage, o lasă singură, dar mă lași singur, dar iară singură, dar numai eu, dar numai tu că picuri într-una. Surorilor! Opriți-vă, nu mai picurați într-una, nu mai picurați, că dăunați soților, dăunați familiei, dăunați copiilor. Într-o vreme ca aceasta, nu uitați, Dumnezeu a zis următoarele cuvinte. Citesc încă o dată ce am citit la început. Cuvinte care probabil, nu știu dacă ați luat aminte. Domnul Dumnezeu a luat pe om, l-a așezat în grădina Edenului, ca să o lucreze și să o păzească. Și i-a dat porunca de acolo să nu mănânci. Ce a spus Domnul după ce a mâncat lui Eva? Hai să vedem ce i-a spus. Citim în cartea Domnului Geneza, capitolul 3, spune versetul 16. Femeia i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, surorilor. Degeaba picurați într-una, dorințele voastre datorită păcatului în care a ajuns omenirea, datorită lui Eva, a femeii, că întâi a fost amăgită Eva, dorințele dumneavoastră și a tale, soră mireasă, se ține după bărbat. Și încă ceva, iar el va stăpâni peste tine. Știu că nu vă place, știu că asta nu suportați, știu că sunt multe care au alergie la așa ceva. Dar ferice de cine înțelege cuvintele acestea. La început Dumnezeu nu i-a zis lui Eva, nu i-a zis, Adam o să stăpânească peste tine. La început i-a zis, lucrează și păzește și să nu mâncați de acolo. Și ce bine era. Dar după ce a păcătuit și pentru că păcatul a intrat în lume prin Eva, Dumnezeu a zis, Eva, n-am ce să-ți fac. Ai acțiuni necugetate care nu sunt după voia mea. De acum încolo te pun sub stăpânirea soțului, soră mireasă, ești conștientă de lucrul acesta? Aud câteodată, soră mireasă, iei în căsătorie pe fratele mire,
Greșit total! Greșit total! Dumnezeu l-a pus pe bărbat și a dus-o pe Eva să fie soție, nu ea să-l ia pe Adam. Adam a luat-o pe Eva. Nu tu le iei pe el în căsătorie, el te ia pe tine în căsătorie. Nu biserica le ia pe Hristos în căsătorie. Hristos a luat biserica, că el a răscumpărat-o, el a născut-o, el a format-o. Binecuvântat să fie numele Domnului. Hai să ne desprindem de ideologiile lumești și demonice a vremii de astăzi. Să trăim cu scumpătare, păzind cuvântul Domnului. Și revenind la aspectul femeii supuse sau stăpânită de bărbat, apostolul Pavel spunea următoarele. Ieri îmi spunea cineva, unde scrie în Noul Testament că femeia trebuie să fie supusă bărbatului? Aia a fost în vechiul. Hai să citim în Cartea Domnului. Soră Mireasă, nu știu dacă te-ai pregătit pentru lucrul acesta, dar la Efeseni scrie, citesc și la Coloseni ce spune cuvântul Domnului, versetul 18. Nevestelor, ca să nu-ți spun numai ție, spun la toate, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Doamne ajută! Cum se cuvine în Domnul! Asta nu-i dorința noastră, că noi suntem bărbați și vrem să vă supunem cu mână de fier, nu! Dumnezeu a zis, fiți supuse bărbaților voștri. Dacă la început Dumnezeu a zis, măi, păziți, munciți și nu vă atingeți de pomul ăla, Dumnezeu încă o dată a zis, măi, femeilor, măi, surorilor, nevestelor, măi, mireaso, fii supusă soțului tău și Dumnezeu să-ți ajute. Și apoi, voi bărbaților, frate Mire, nu uita, pe lângă că ai de păzit lucrurile acelea, poate și să mai aduci aminte din când în când, vezi că tu trebuie să fii supusă. Avem noi harul ăsta, să zic așa, în ghilimele spus, să mai aducem aminte soțiilor și se uite așa mai întrodungă probabil. Citesc însă în versetul 19 ce spune cuvântul Domnului pentru bărbați. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Amin. Dar surorilor, știți ce zice acolo? Și nu țineți necaz pe ele. Ei, fraților, într-o bună zi, i-a zis soției mele, zic, măi, tu nevastă, ai noroc mare dacă pot să spun că e noroc. Ce noroc am? Păi zic, uite măi, tot predic la nunț și am observat versetul ăsta, nu pot să țin necaz pe tine, chiar dacă aș vrea. Păi de ce nu poți? Păi îmi zice Biblia, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Poate nu-i bună mâncarea, poate nu ți-a făcut ce ți-ai dorit, poate eu știu ce ți se pare dumneatale sau ce ți-a făcut soția. Nu țineți necaz pe neveste. Iubiți-vă nevestele și Dumnezeu să vă ajute. De câte ori nu vor năcăjit ele, nu uitați, iubiți-le, și nu țineți necaz pe ele. Abandonați repede necazul, ca nu cumva să pătrundă cel rău. De aceea, păziți-vă familia. Soția să fie supusă soțului și bărbatul să-și iubească nevasta fără să țină necaz pe ea. Mai citesc în dreptul bărbaților și în dreptul fratelui Mire un cuvânt pe care Domnul a vorbit prin apostolul Petru, modul de comportare a bărbaților. Într-o împrejurare, ani în urmă, un frate vine la mine și zice, frate Gigi, eu plec până în țară. Da, foarte bine, dar ce faci acolo? Mă duc să-mi iau o remorcă. Am uitat la el. Păi nu-i să aici în Italia remorci mai bune? Cu câte osi? Cu două osi? Cu una? Cu patru roți? Cu două roți? Zice, nu frate, cu două picioare. Frate Mire, ține minte, ea nu este remorca ta. Nici minge de bătut, nici altceva. Fraților, la fel vă spun și vouă. Soția care Dumnezeu a pus-o lângă dumneavoastră și mireasa care e lângă tine este ajutorul potrivit care ți l-a dat Domnul, prețuiește-l. Și cum să ne comportăm față de ajutorul potrivit? Spune cuvântul Domnului în 1 Petru, capitolul 3, versetul 7. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând cinste femeii. Amin? Ziceți dumneavoastră, barim așa să facă bărbații noștri. Dând cinste femeii, ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu vă fie împedecate rugăciunile voastre. Așa să ne ajute Domnul. Cum să te împorți de acum încolo cu soția? Nu știu cum te-ai comportat cu ea cât a fost domnișoară. De azi încolo, poartă-te cu înțelepciune,
mă apropii de încheiere, aducându-vă aminte ce am spus la început, păziți, păziți-vă casa, păziți-vă grădina, ca diavolul să nu intre în ea. El caută să intre prin diverse persoane, păziți și Domnul să vă ajute. Fii femeie înțeleaptă și supusă soțului în Domnul. Tu, frate Mire, fii bărbatul care să-ți iubești nevasta, chiar și când se întâmplă să-ți mai facă câte un necaz, și poartă-te cu înțelepciune cu ea. Apoi, nu uita, e ajutorul potrivit care ți l-a dat Domnul, poartă-i de grijă, tu ei, nu ea ție, tu ei, Dumnezeu să-ți ajute. Având în vedere că voi aveți socri, aveți soacre, aduți aminte, fără să mai citesc, frate Mire și sora Mireasă, îmi pare rău că nu e și cealaltă soacră aici, Boaz îi spune lui Rut următoarele, ia acest orz și du-l la soacra ta, să nu te duci cu mâna goală la soacra ta. Ține minte că te duci la Temerești, că mergi dincoace la Făget, nu mergeți cu mâna goală. Citeți dacă vreți. Vi se pare surprinzător, dar uitați ce spune aici cuvântul Domnului în ce privește aspectul acesta când vă vizitați familia, când vă vizitați părinții. Spune cuvântul Domnului în versetul 17 din Rut, capitolul 3. Ea a zis, Rut îi povestește lui Naomi, mi-a dat aceste 6 măsuri de ors zicând, să nu te întorci cu mâinile goale la soacra ta, așa să vă ajute Domnul. Nu știu ce să-i duceți, numai ors să nu-i duceți, orice, dar nu ors, că-i duceți o ciocolată, că-i duceți o prăjitură, că-i duceți o pâine, Dumnezeu să vă ajute să nu mergeți cu mâna goală. Și la încheiere pentru voi, spun ce a spus omul lui Dumnezeu Moise, a primit de la Domnul câteva înștiințări și în Exodul stă scris următoarele cuvinte, în capitolul 23, un sfat pentru voi alături de celelalte, mă gândesc că le mai țineți minte, sau cel puțin biserica Domnului le va ține minte, spune aici cuvântul următoarele, versetul 25, voi doi și dumneavoastră cei de față, voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru și El vă va binecuvânta pâinea și apele și va îndepărta boala din mijlocul tău. Amin. Așa să fie.